Acum, nu cred că mai există om care să nu înțeleagă acest lucru. Vrem să importăm gaze la un preț mare și să fim dependenți parțial de o sursă exterioară României în materie de gaz? Nu cred. Și atunci, asigurarea independenței energetice a țării. Deci și exploatarea gazelor de șist, dacă aceasta este o resursă. Cum se poate face asta tehnic? Nu știu, pentru că nu sunt inginer de materie. Dar evident că fiecare acord, mă refer la exploatare, nu mă refer la prospectare, fiecare acord care trebuie încheiat între statul român și firmele care urmează să facă exploatarea în momentul în care vor fi fost certificate rezervele, trebuie să țină cont de condițiile de mediu. Acordul de mediu atunci intervine, în momentul exploatării, nu în momentul prospectării, în momentul exploatării. În momentul exploatării, condițiile de mediu sunt foarte importante. Atâta pot să vă spun. Cum să face, dacă e fracturare hidraulică sau altceva, n-am cum să mă pronunț pe chestiunea aceasta. Vă pot numai spune că metoda, ca orice cealaltă metodă de exploatare, pare să fie subiectul progresului tehnologic și sunt convins că la un moment dat se va ajunge la într-un punct în care riscul de mediu va fi foarte coborât, făcând din exploatarea gazelor de șist o chestiune comună. Sunt de fapt concluziile comisiilor de specialitate pe care Parlamentul European le-a convocat pe această chestiune în toamna anului trecut. Concluziile sunt publice.